Funia de nisip, țara fără bătrâni, după Vasile Alexandrescu Urechea. Se spune că într-o țară îndepărtată, tineretul s-a hotărât să-i ucidă pe toți bătrânii. De ce numai bătrânii să fie mari slujitori ai țării? Cât au să-și mai scoată căciula din cap înaintea bătrânilor, ziceau cei tineri. Și într-o noapte s-au apucat voinicii de tineri de a ucis pe toți bătrânii. Numai un fiu, mai cu suflet, n-a cutezat să-l ucidă pe tatăl său, ci l-a luat și l-a ascuns într-o peșteră, unde nimeni nu-l putea găsi. Nemai fiind bătrâni, a chemat atunci vodă, în divan și în toate slujbele, numai oameni tineri. Din toate bărbile marilor sfetnici ai lui Vodă, n-ai fi putut lega obidinea, iar din toate mustățile judecătorilor, nu puteai alege măcar un fuioraș. Dar iată că țara aceea era vecină cu un neam dușman, care, ca uliul, pândea de mult să pună gheara pe bogățiile ei. A sosit ceasul, ziseră cărmuitorii neamului vecin, și-au ucis bătrânii, e vremea să le ocupăm țara. Dar cum să înceapă cearta, că de chiar când începe o gâlceavă din senin, tot vrei să creadă lumea că dreptatea e de partea ta. Și ce s-au gândit viclenii? Să cerem înapoi de la tinerii vecini funia pe care strămoșii noștri le-au împrumutat-o cândva strămoșilor tineretului. Iar de nu ne-or da-o în 3 zile, să le luăm țara amanet și amanetul rămâne pe urma al nostru pe vecie. Dar ce fel de funie voiau viclenii de vecini? Funia împrumutată de la strămoșii noștri, ziceau ei, era împletită din fire de nisip. Ei, ce mare lucru, ziseră sfetnicii lui Vodă din țara tineretului, care nu știau nimic despre această funie. O să le dăm funia și o să fim în pace cu vecinii noștri. Însă nimeni nu știa unde se putea găsi această funie. Și pentru că n-au găsit-o, ce și-au zis? Vom face iute alta. Și de îndată, pe toate drumurile, răsunau tobele și glasul crainicilor care strigau la răscrucile drumurilor să poftească la stăpânire toți meșterii de frânghii, că o să le iasă câștig mare. Se adunară mulți meșteri, cărora tinerii de la stăpânire le porunciră să facă în 3 zile un stânjen de funie din fire de nisip, că de nu va fi vai și amar de ei. Și au început lucrul. Au frământat nisipul, l-au întins, dar funia nu se putea împleti. Trecut termenul pus de neamul dușman, dar funie nimic. Atunci, vecinul viclean pornește război împotriva tineretului. Vai, ce ne facem? Se întrebau cu toții. Suntem pierduți! Atunci Vodă cheamă la sfat pe tinerii săi sfetnici și ținu sfatul din zorii zilei până în noaptea adâncă. Iată că între sfetnici era și fiul cel cu suflet bun, care nu și-a ucis tatăl. Frământat și el de cele ce s-au discutat în divan, a doua zi merge la peșteră să-i ducă tatălui său schimburile albe cu miros de levănțică și de sulfină. Și-l vede bătrânul tată, dus pe gânduri și amărât. Ce ai, fiule? Ce să am? Ia ca, stăm rău, că uite așa, uite pe dincolo și povesti cu deamănuntul povestea cu vecinul cel viclean. Păi de atâta vă supărați voi, copii? Răspundeți dușmanului așa, moșii și strămoșii noștri. Când au împrumutat funia, ce ne cereți acum înapoi? Au zis strămoșilor voștri, tăiați din funie un capăt să vă rămână de probă, de model, așa
că dați-ne capătul de funie, ca după el să facem funia întreagă. Cârmuirea tânără făcu după sfatul bătrânului, iar vecinul cel viclean de la hotar, rușinat, strigă: tot mai au un bătrân care să-i sfătuiască, că de n-ar avea niciun bătrân, ar fi vai și amar de ei. Și vecinul rușinat n-a mai zis nimic. Și iată de unde s-a născut vorba că dacă un sat nu are un bătrân, să și-l cumpere dacă vrea să nu piară.